Bună ziua, sau cum să încep mai... Bună ziua, dragilor și dragilor, murtibiților și stigmaților! Bineînțeles, zi de primăvară! Ieri și astăzi, nici nu mă miră, suntem în 3 martie. Ce e cu mesajul ăsta? Datorii, evident. O nouă zi! Hai de capul meu! Știți zilele alea în care îți vine să te întinzi pe jos și să te târâi ca râma, urlând, nu am chef nici măcar de respirat? Ei, azi e una din alea. 4 cafele deja. Da? 4 cafele întregi. Ce mai faceți, bine sănătoși? Tot ok pe la voi? Am văzut că în Torre Vieja azi 22 de grade Celsius. Mulțumesc frumos! 3 martie de-a lungul vremii, știați că în 1075 apare Dictatus Pape, prin care se proclamă autoritatea universală a Papei? Practic, omul respectiv s-a autonumit, cum să spun, vicarul lui Dumnezeu, cum se spune, ministru, prim-ministru, șeful de cabinet al lui Dumnezeu pe pământ? El de capul lui. Bine, el de capul lui, împreună cu tot Consiliul care... Era pe vremea, da? Au decis ei că omul ăsta, care e un om ales dintre alți oameni, a devenit brusc vicarul lui Dumnezeu pe pământ. Cum să nu-ți placă? În 1904, Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a devenit prima persoană care a înregistrat un document politic folosind fonograful lui Thomas Edison. Cu beat cu tot. Țpap, țpap. Da, a făcut beatboxing tipul. În 1952 a apărut primul număr al revistei Time, iar în 1955 Elvis Presley apare la TV pentru prima dată. Of, Doamne, cum să intru în subiectul ăsta? Am ajuns la zile de naștere. Și după aia o să spuneți că sunt răutăcios, etc., etc. Hai că încep în sens invers. În 1989 s-a născut Ioana Raluca Olaru, jucătoare română de tenis. În 1982 s-a născut Jessica Biel, actriță americană. În 1972 William Gabriel Brânză, politician român și fost candidat la prezidențiale. În 1956 s-a născut Ioan Stan, alt politician român. În 1948 s-a născut Snowy White, chitarist britanic, a cântat cu Thin Lizzy și Pink Floyd, printre alții. În 1930, odată cu Cretacicul Superior, s-a născut Ion Iliescu, politician român. Politician român. Știu că așteptați 700 de comentarii, însă n-am să... spun decât că Ion Iliescu i-a transmis toate cele bune și a lăsat un mesaj, dacă înțeleg bine, pentru regele Mihai, da? Un fost președinte cu un ex-rege. Consiliul Regal, ca să intru în subiect, a luat notă de starea de sănătate a majestății sale, care a fost supus recent unei operații chirurgicale. Diagnosticele puse de echipă sunt de echipa medicală, sunt leucemie cronică și încă un diagnostic pe care n-am cum să-l citesc, pentru că n-am atâta răbdare. Maestatea sa urmează un tratament complex și solicitant care îl împiedică să apară în public, având nevoie de o perioadă de refacere. Regele Mihai I a decis să transmită următorul mesaj. În ultimele săptămâni am primit vestea unui serios diagnostic medical. Această situație vine în anul în care familia și țara sărbătoresc 150 de ani de la fondarea dinastiei și a statului român modern. Sunt sigur că fiica mea, Margareta, custodele coroanei, va găsi înțelepciunea și forța de a mă reprezenta și aduce la îndeplinire toate acțiunile mele publice. Am cerut Consiliului Regal să-și continue menirea și să prezinte sfatul său custodelui coroanei. În momentul ăsta, regalitatea în România e ca Dumnezeu. Nu la modul atotputernic, ci nu există, dar ne place să vorbim despre ea. Da? Nu o vedem, nu e vizibilă. Suntem cu totul alt tip de stat, dar nu ne place să vorbim în continuare de regele României, regina României, principesa moștenitoare a coroanei României, când de fapt noi suntem republică parlamentară. Da? E fain, da? Nu știu dacă înțelegeți. Suntem ca războiul cu islamiștii, cu musulmanii de pe vremuri, da? Dumnezeu meu e mai bun decât Dumnezeu tău. Și ne batem între noi fizic pentru o chestie care e aici.
fără să fiu răutăcios, să ai probleme de sănătate, e rău. Nu doresc nimănui probleme de sănătate, că te cheamă Mihai, că ți se spune majestate sau nu. Constituția prevede clar, România este republică. Punct. Bine, Constituția spune mulțime de chestii și toată lumea trece peste ele, că nu e așa, suntem în România. Mi-a plăcut că Ion Iliescu a transmis un mesaj către regele Mihai. Probabil că la finalul mesajului ar fi trebuit să-i spună: voi fi acolo și la mormântarea maestății voastre. Nu-i doresc rău omului ăsta, îi doresc dreptatea. Nu pot să trec peste faza cu de ce mai stăm să ne plângem morții. Gata, da? Numai în spital să n-ajungi. Am zis că n-am să vorbesc despre treaba asta, dar numai în spital să n-ajungi. Ieri, din nefericire, am ajuns la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde nu înțeleg de ce se numește de urgență, doar pentru că te duce cu salvarea, pentru că urgență, literar vorbind, înseamnă rapiditate. Urgent, rapid, repede. Pling, da? Voi fi prins eu o zi nașpa pentru oamenii de acolo. Probabil. Nu vorbesc de dotări, că nu sunt medic și nu știu, dar cu siguranță n-au destule. Niciodată nu o să fie destule dotări într-un spital. Este? Va fi loc mereu pentru mai multe. Că îți mai trebuie, nu știu ce aparat, îți mai trebuie, nu știu ce ustensilă, îți mai trebuie... Clar. Dar dotările morale, alea lasă de dorit. Dotările umane lasă, ale fiecăruia, mă gândesc, de caracter. Alea, da, alea lipsesc cu desăvârșire. Aproape. Am văzut fetiță cu mâna ruptă în două locuri, dacă am înțeles bine, stând pe hol în toate cele două ore cât a așteptat fetița să fie băgată de cineva în seamă, mi-a povestit toată chestia. Și m-a avut timp să-mi spună cum cubinul mamei a smuncit-o, nu știu ce a făcut, și fracturat mânuța. Toată perioada aia pe care am stat-o pe hol cu fetița respectivă, așteptând ca cineva să vină, am auzit cele mai mișto glume. Nu mă înțelegeți greșit, este amuzant oarecum să stai pe holul de la UPU. Am auzit cele mai faine glume de la toți cei care au trecut pe acolo cu halate albe, albastre sau roșii, cu telefonul la ureche, râzând și spunând glume la telefon. Bine, adevărat, nici n-am oprit pe cineva: domnul, domnișoară, nenea, tantea, vă rog, dați niște informații. Dar presupun că dacă cineva stă în picioare lângă o ușă, nu stă de drag că îi place lui să stea la UPU. Omul respectiv are o problemă. Nu vreau decât niște informații despre un bolnav care a stat 7 ore pe targ întins fără să-l întrebe cineva dacă e foame sau dacă a băut apă. O targă. Da? Înțeleg că gărzile la urgență sunt nașpa. Fără discuții. Nu trebuie să fii medic ca să pricepi că acolo ai de-a face cu toți nebunii, frate. Toate problemele. Nu vin toți oamenii la urgențe pentru că au o urgență. Li se pare mai ok să meargă la urgențe pentru că sunt acolo. Da? Dar totuși, gărzile sunt lungi, sunt plictisitoare, nu pot să spun că sunt monotone, obositoare, presupun, da? Oricât de obositor ar fi, atunci când cineva lasă la o parte faptul că oamenii lucrează pentru mine, nu doar în calitate de pacient, ci și în calitate de plătitor de taxe și impozite, iau și au salariile pe baza banilor mei și pe baza studiilor lor, evident, dar studiile lor nu cred că le dau și dreptul să fie nesimțiți. Studiile lor le dau dreptul să profeseze meseria asta, nu să fie nesimțiți. Ei lucrează, profesează pe banii mei. Și aș prefera că atunci când intru și că am fost crescut bine, să intru și spun bună ziua sau sărut mâna, să nu fiu luat la tură.
nu intru ca la mine acasă, n-am dat buzna cu berbecele, n-am dărâmat porțile cetății. Am încercat să intru la UPU prin singura ușă deschisă, pentru că ușa de acces, calea de acces spre saloane era închisă cu o bancă, cu scaune. Da? Hai să ne înțelegem. Calea de acces către urgențe este închisă la Spitalul Municipal cu o bancă metalică. Da? De ce? Ca să nu intre... De ce ați mai făcut o ușă, nu vă supărați? Trec pe la triaj prin partea cealaltă, pe la intrarea pacienților, da? Mi se spune că nu pot intra la UPU pentru că e ușa închisă și aia e la altă și pe ușa aia doar se poate ieși. Nu se poate și intra, că așa e la Alcatraz sau la Sing Sing sau la Guantanamo Bay. Dar o să mă întorc, dom'le, aveam un om la urgență, pe targă și trebuia să ajung să vorbesc și cu el, să-i duc niște șosete, să-i duc cu pijamale, să, da, cad la spital, să mă interesez care-i soarta lui, ce s-a întâmplat. Și nu ai cum să ajungi acolo. Așa că intri pe singura cale de acces, acolo unde, din păcate, alți oameni au probleme medicale și sunt tratați. Numai pe acolo se poate intra. Și intru și spun bună ziua. Și nu mi se răspunde. Și mai spun o dată bună ziua. Nu vedeți că suntem ocupați? Nu, doamnă. Nu. Nu văd. Puteți spuneți-mi, așteptați o secundă, eu aștept că nu-s bătut în cap. Am 7 ani de acasă și am un anumit nivel de inteligență care îmi permite să văd că sunteți ocupați. Și v-am zis, nu dau buzna cu berbecele. Mă interesa starea unui bolnav care nu a fost luat în evidență timp de 7 ore. N-a apărut nicăieri, că de-aia m-am zis la triaj inițial. Aș dori să știu despre persoana asta. Nu e la noi. Nu e spitalul, nu vă supărați. Ba da, păi și nu-l aveți, n-aveți un sistem informatic, adică dacă cineva l-aduce pe un om cu salvarea, nu apare nicio, n-are formă undeva o chestie, un, bă frate, l-am primit pe ăsta la ora 1 și 5 minute. Eu n-am înțeles cum funcționează sistemul. Și da, înțeleg, este un sistem medical, sistemul de sănătate din România, e de toată jalea, nu e o noutate, se știe. Este de toată jalea. Nu-ți plătiți destul, eu aș spune medicii, dacă aș putea, băi frate, dați-le medicilor 100 de milioane de euro în fiecare lună. De ce? Pentru că merită, ăștia salvează viața. Vrei, nu vrei, la ei ajungi. Ei îți salvează viața. Niciodată nu or să fie prea bine plătiți medicii. Indiferent ce o să-mi spuneți voi, lasă-mă că-și scoate banii cumva. Nu, asta e problema. Trebuie să-i ții pentru că ai nevoie de medici. Medicii sunt pâinea lui Dumnezeu pe pământ. Ai nevoie de ei. Înțeleg că spitalul este, cum să-i spun, subdotat? Există cuvântul ăsta? Subdotat. Nu are dotările necesare. Clar. Nu le are pentru că nu vin fonduri destule, nu din cauza medicilor. A, și iar o să spuneți, lasă-mă că nu știi tu ce se întâmplă la vârf. Eu nu merg la vârf când mă îmbolnăvesc. Ajung la bază, ca așa e în lanțul trofic. Da? Ești mâncare pentru ea de sus. Ajungi la bază, acolo ești. Și spitalul nu este dotat cum ar trebui să fie. Nu e din cauza prostului management, că nu știu eu să mă bag în chestia asta. Se vede ca și pacient, bă, frate, stai în, într-o cameră cu un tip care s-a pișat pe el și trebuie să plece de acolo ca să vină cineva să-i schimbe așternutul. Trebuie să îl eliberezi mai întâi, să-i dai drumul acasă și apoi pe urmă vine cineva și-i schimbă așternutul. Asta este. Nu sunt așternuturi destule, presupun. Am împins inclusiv targa. Probabil că n-au brancardier destui. Că, na, nu sunt bani să angajeze. Sau nu vin oameni la concursuri, că trebuie un concurs pentru așa ceva. Și nu vreau să deranjez să jignesc pe nimeni decât pe partea asta. Fraților, cizelați-vă puțin caracterul. Că aveți studii gârlă și sunteți de o nesimțire crâncenă. E păcat de studiile pe care le-ați făcut. Studii, facultăți, gârlă, oameni cu o grămadă de carte și vă lipsește ce este mai important în materie de studiu de viață și anume anii ăia care să te facă să vorbești politicos. Aia lipsește cu desăvârșire. Și nici măcar nu sunt toți așa. Nici pe așa ce plecasem. A, că să n-ajungi niciodată în spital. Sunt foarte obosit. Apropo de chestia asta, că am stat și eu la rândul meu, nu ca pacient, dar să stai ore în șir în picioare pe un hol,
așteptând să vină cineva să-și dea, să-ți dea niște informații despre un pacient, ori în șir, unde? La urgență, care e de o lentoare crâncenă. Ușurel. Nu mă uitați-vă la ce oră am început, iar o să vorbesc prea mult sau prea puțin. Sunt foarte obosit astăzi. Aflați că Ceahlăul Piatra Neamț, una dintre prezențele constante în prima ligă a fotbalului românesc în ultimii ani, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, una în care poate fi decis chiar viitorul acestui club. Moldovenii au intrat pe o pantă descendentă după ce Gheorghe Ștefan, penalti, cum îl știm noi, și-a retras sprijinul, iar totul a culminat cu retrogradarea echipei și cu plecarea jucătorilor importanți. La finalul lunii februarie, moldovenii au primit însă o veste care le dă speranțe, și anume planul de reorganizare propus a fost aprobat de judecător, astfel încât mai există șanse de salvare de la faliment. Caracterul amuzant nu este. Eu fotbalul v-am spus mai puțin. Am jucat de câteva ori fotbal și odată era să-mi fracturez piciorul dându-mi cu celălalt picior în el. Da? Deci eu cu fotbalul i-a plecat încolo, eu am plecat încolo. Sportul în general a plecat în direcția altă și eu am plecat în direcția total opusă. N-am nicio treabă. Deci nu știu ce înseamnă retrogradare, n-am idee de ce le-au plecat jucătorii. Eu cred că în momentul în care ai semnat un contract, s-a semnat pe 100 de ani și n-ai cum să pleci. De ce? Văd că ai un contract. Dar asta înțeleg eu. Caracterul cică amuzant a acestui, haide că le-am făcut eu pe toate, este super ok. Da? Suntem ok? Arăt bine? Sunt frumușel? Dar naibii? Yay! Nu? No. No? Caracterul amuzant a acestui demers, și anume planul de reorganizare a Ceahlăului, a fost dat de faptul că acest plan de organizare propus de către compania care se ocupă de insolvența Ceahlăului a fost aprobat în cadrul unei ședințe la care au fost invitați 137 de persoane. Dă-mi și mie să mă văd înapoi, că eu mor dacă nu de narcisist ces. Să mă văd acolo. Da? Nu, eu, pe mine zic, nu ce treabă, tu. Planul acesta a fost aprobat în cadrul unei ședințe la care au fost invitați 137 de persoane, invitate 137 de persoane și toate într-un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamț. Mă, noi suntem trei în casă, într-un apartament cu trei camere, da? Și de cele mai multe ori ne ciocnim. Da? 137 de oameni într-un apartament de bloc. Cum vă sună? Au votat cum? Ridicând sau respirând mai adânc? Că nu avea cum să ridice și mâna. Dom'le, sunteți de acord cu planul ăsta, cu singurul punct de pe planul de reorganizare? Ridicați mâna. Dacă ești lipit de ălalt. Dom'le, a zis să ne ridicăm mâna, nu să ne ridicăm unul altuia. Ridică mâna mea tare, dar nu pot, dom'le, că te țin de... Acuie mâna asta din buzunarul meu. Nu știu, am crezut că e buzunarul meu. Dar 137 de oameni într-un apartament de bloc din Piatra? Bine, putea să fie și din Cluj, din Brașov, din... N-are. 137 de persoane într-un apartament de bloc? La, 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 stau pe hol? Pe casa scării? Păi mi-aduc aminte când mergeam cu uratul sau cu colindatul și eram în trupă, în trupa noi, trupa de folk, eram 5 oameni marșilați. 4 câteodată chiar. Și îi umpleam omului bucătăria. Bine, cu chitare, cu tot. Și îi umpleam omului bucătăria. Nu vreau să știu, 137 de persoane, ăsta ce-a făcut? A scos tot din casă? La plecare le-a zis, bă, care din voi mi-a luat vaza? Că aveam o vază pe televizor. Aveam un pește de la de sticlă. Acum nu mai e. Care mi l-a luat? Din 137 de oameni? Vă imaginați? 103... Cred că ăsta e de carte recordurilor, de fapt. E ca la circ cu Volkswagen-ul la Beetle, din care ies 300 de pitici. Sau de clowni. Da? 137 de persoane într-un apartament de bloc. Pentru asta am luat. Nu știu ce e Ceahlău, nu știu ce joacă fotbal și de ce aleargă 11 oameni după o singură minge. Dați-le 11 mingi și e mult mai ușor. Și pe ăla din poartă... Nu, 10 mingi și ăla din poartă să încerce să le apere pe toate. V-am mai spus de 300 de ori și m-ați înjurat pe Facebook, aș scoate fotbalul în momentul ăsta, atât național cât și internațional, l-aș scoate din categoria sport, l-aș trece în categoria balet, dans, coreografie. E mult mai ușor. N-am văzut niciodată, nici pe scenă ca actor, pe cineva care să interpreteze durerea atât de bine ca fotbaliștii.
Băi, deci dacă vrei, uite, cum a fost filmul ăsta cu DiCaprio, de a luat și Oscar-ul, da? Cum se zvârculește la pe jos după ce l-a mușcat ursul sau ce dracu i-a făcut acolo. Băi, acolo nu trebuie să fie un actor profesionist. Luați un fotbalist, că ăștia sunt obișnuiți. Pe jos, da? Da? Și-a luat unul din ăla și-i dați Oscar-ul. Pentru cea mai bună, cum mor ei pe teren acolo, la sara amândoi, la cap, unul din ei dă evident cu capul minge, celălalt dă pe alături, dar pentru că e atât de prost și nu vrea să pară că e prost, că n-a nimerit mingea, face spune-i mamei că am iubit-o, eu mă duc, da? Vă imaginați să tăie pe jos și face, eu mă duc de acum, nu mai pot să respir, așa stă lovitura, m-am omorât. Da? Bă, dar fii Oscarul, frate, pentru așa ceva. Ce e fotbalist? N-are importanță. E clar că fotbalist e prost. Dacă face așa ceva. Da? Dacă actor e bun, mă. De-aia aș scoate fotbalul din categoria sport. L-aș trece la coreografie, dans, sportiv sau ceva de genul ăsta. Film. Teatru. Drama. Acțiune. Sentimente contradictorii. Fotbal. Ha? 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 De pe 3 ianuarie pe marele ecrane. Vreau să fac un editorial și pe Facebook și pe diverse site-uri pe care mai scriu eu din an în Paști, dar deja mi-au luat-o alții înainte cu titlul foarte fain, cum distrugi un brand românesc în câteva secunde. Vine știrea, am citit editorialul, mi-a plăcut grav. Vine știrea, ministrul agriculturii Achim Irimescu a precizat pe Facebook că deocamdată nu există nicio dovadă privind legătura dintre bebelușii morți sau bolnavi din Argeș și brânza contaminată cu E. coli de la firma Brădet. Dar că a ales să spună numele firmei Brădet pentru a preveni și alte îmbolnăviri. Apropo de politicieni, de oameni de stat care fac greșeli care sunt impardonabile. Da? Nu există dovezi în momentul ăsta că firma respectivă de lactate este vinovată de îmbolnăvirea și de decesul, din păcate, al bebelușilor. Când spun că nu există dovezi, nu există dovezi nici că ăia ar fi total nevinovați, nici că ăia ar fi total vinovați. Nu există dovezi care să spună că firma respectivă are vreo implicare în problema asta. Că produsele, da, sunt implicate în problema asta. Evident, se pune întrebarea, bun, și cum au ajuns la ei? De ce a ajuns ministrul agriculturii să spună că, băi, firma aia, aia anume, e cumva implicată într-un caz atât de grav. Omul respectiv a ieșit în presă și a spus, cred că asta o să fie ultima conferință de presă. Bine, lăsăm la o parte lacrimile și puținul teatru pe care l-a făcut acolo, pentru că încă nu există dovezi care să spună nici căcă, nici căcă, da? Înțeleg că este o firmă de lactate care există pe piață de niște ani. Ani în care n-au fost probleme cu produsele lor. N-au fost probleme. Un brand românesc, hai să nu îi spun chiar brand, e o firmă românească, producție autohtonă, care exportă, inclusiv, care lucrează cu niște producători și care vinde pe plan local, național și, dacă înțeleg bine, internațional. Și nu s-a plâns până acum nimeni de produsele lor. Se ivește chestia asta. Mergem înapoi. La doar câteva luni distanță. La fel s-a întâmplat cu colectivul. Da? Până nu se întâmplă ceva extraordinar de grav, terifiant, tragic, adică până acum controale nu se făceau la firmele care comercializează alimente? Există o direcție sanitar-veterinară sau cum dracu se cheamă, care face ce? Merge numai pe bază de reclamații? Dacă un om reclamă, atunci iese DSV-ul din birou?
produsele astea nu trec niște standarde, nu trec niște controle, produsele pe care noi le băgăm în noi nu trec prin niște controle ale cui? Ale producătorului. Producătorul va spune că tot e ok. Da? Că produsele lor sunt fantastic de bune. Dar loturile alea ar trebui verificate oricum de Direcția Sanitară Veterinară. De Sanepid, bre. Cred, nu? Vine ministrul agriculturii și spune că el a spus de numele ăsta de brădet pentru că deși nu s-au găsit în loturile existente în depozit, nu s-a găsit E. coli. Sunt oameni care cumpăraseră deja produse lactate de la firma respectivă. Și atunci el ce a zis? Bă, hai preventiv să le spun tuturor că s-ar putea ca produsele respective să fie contaminate. S-ar putea, da, lăudabil. Domnule, s-ar putea să aveți produse, putea să spună la fel de bine. Dacă aveți produse lactate în frigider în momentul ăsta, ori aruncați-le, ori aduceți-le la un control. Și a făcut chestia asta, oamenii aceia nu știau ce au un frigider și ce puteau să le dea copiilor, cu majuscule. Sper că nu a fost afectat grav un producător, ci că îl mai și sună pe ăsta de la brădet și îl întreabă, ești cumva supărat pe mine? Mă, tale, ce crezi? Da? Măi, o logică există. Zice așa, Achim Irimescu, eu o să vă spun cum se vede situația de la mine și de ce am decis să fiu atât de transparent. În primul rând, cred că se face o confuzie imensă între valori. Nu cred că putem pune în balanță viața unor copii cu orice altceva. Corect. Nu cred că este un mod corect și moral de a vedea astfel lucrurile. Desigur, nu există dovada legăturii dintre brânza incriminată și cazurile respective, fiind de datoria Ministerului Sănătății să ducă la capăt ancheta. Însă, din informațiile pe care le avem când am ieșit public, rezultă că lotul de brânză are 25 de kg de la fabrica respectivă nu a mai fost regăsită nici la producători, nici la unitățile de comercializare. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că acea cantitate de brânză se afla deja în frigiderul oamenilor. Corect. Chiar în momentul în care eu făceam declarația, această brânză infestată cu E. coli putea face alte... Da, deci s-a găsit deja. Eu nu văd aici contradicția asta de declarații. A precizat pe Facebook că deocamdată nu există nicio dovadă privind legătura între bebelușii morți sau bolnavi din Argeș și brânza contaminată. În textul aceleași persoane de pe Facebook spune, în momentul în care făceam eu declarația, această brânză infestată cu E. coli putea face alte... Deci... El știe că aia era deja infestată? Deci există o dovadă. Despre ce vorbim? Iar ne bramburim așa, ți-a omorât. Clar că fabrica respectivă brădet de acum nu o să mai aibă aceeași trecere în fața oamenilor. Chiar dacă mâine vine ministrul agriculturii, Achim Irimescu, și spune avem fără drept de tăgadă posibilitatea să spunem că n-are firma respectivă nicio treabă, că ei au comercializat totul ok și nu din cauza lor s-au îmbolnăvit copiii ăia. Cert este că Ministerul Agriculturii sau a sănătății, habar nu au în momentul ăsta ce anume a dus, care este cauza din care copiii ăia sunt în spital. Da, ok, E. coli. Habar nu au de unde încă. Dar trebuie să iasă în presă cu ceva. Băi, mâncau de unde la o brânzică? De la firma aia. Ne-am scos. Fiu. Bine că au luat mai mulți de la firma respectivă. Fără să mă bag, e o anchetă mare și urâtă. E o anchetă mare și urâtă și nu vreau să iau partea nimănui. Nu iau partea firmei producătoare de lactate. Sub nicio formă. Pentru că niciun patron întreg la minte nu va spune, domnule, firma mea este vinovată. Da. Sub nicio formă. Dar nu-mi place deloc brambureala asta pe care o face Achim Irimescu, ministrul agriculturii. Spune pe Facebook că nu există deocamdată nici o legătură, nicio dovadă privind legătura între bebeluși și brânza contaminată de la brădet. Pe urmă spune, cantitatea de brânză se afla în frigiderul oamenilor. În momentul în care eu făceam declarația, această brânză infestată cu E. coli putea face alte victime. Este lăudabilă inițiativa. Ministerul Agriculturii iese în presă, Facebook gen, și le atrage atenția oamenilor, bă, nu mai mâncați, dacă aveți cumva brânză de la brădet, nu mâncați, pentru că s-ar putea să fie, da? Dar el deja a trecut-o la categoria infestată cu E. coli.
Deci aveți dovada. Punct. Da? Oamenii aceia nu știau ce au în frigider și ce puteau să le dea copiilor. Sper că nu a fost afectat grav un producător. Ba da, a fost afectat foarte grav un producător. Dar poate că am salvat astfel viața unor copii. Și asta moral îmi dă liniște. Și asta este adevărat. Dacă e să punem într-adevăr în balanță viața unui om cu imaginea unei firme, e viața unui om, fără discuții. În cazul în care ar fi fost afectați și alți copii, mi s-ar fi reproșat că am știut numele producătorului și totuși l-am tăinuit, a spus Ilimescu pe Facebook. Ceea ce mă duce la presa locală, care face aceeași măgărie, aceeași mizerie ca de fiecare dată. Vedeți titlurile din presă, nu? Direcția Sanitar Veterinară a închis sau a retras de pe piață 15 tone de carne alterată găsită într-un supermarket din Roman. Sau mari nereguli privind alimentele expirate în, nu știu ce, în, într-un magazin din Roman. Mă, Romanul nu este New York. Romanul e un dop, e un vârf de ac pe hartă. Vrei, nu vrei, mai devreme sau mai târziu se află. Ca presă, trebuie să-ți faci datoria. Da? Mergând pe ideea asta a ministrului agriculturii, Achim Ilimescu, presa știe ce magazin anume a fost găsit în neregulă vânzând mâncare alterată sau expirată. Presa știe, presa locală. Și nu înțeleg de ce nu permite legislația ca presa să spună la magazinul X, magazinul Y, supermarketul W, s-a găsit mâncare alterată. Atenție la ce cumpărați. S-au retras de pe piață 15 tone de salam stricat, expirat 3 luni, pe care îl găseați la preț la jumătate, 2 la preț de 1. Da? N-am înțeles de ce nu se poate da numele. Pentru că se ajunge la situație de genul ăsta. Aici nu există încă, a spus ministrul, nu există o dovadă între, privind legătura între cazul bebelușilor și brânza de la firma respectivă. Și totuși n-a riscat și a ieșit în presă cu numele în clar al firmei producătoare, mergând pe ideea că dacă totuși există o legătură, că ei sunt atât de specialiști încât după atâta vreme nu știu dacă există o legătură sau nu, dacă totuși prin absurd există o legătură, prin absurd, există posibilitatea unei că firma respectivă i-a îmbolnăvit pe copii cu alimentele lor, să nu o pățească și alții. De ce nu se poate face în presă chestia asta? Pentru bani. Pentru că în loc să spun că magazinul X vă vinde mâncare stricată, mă duc cu materialul la magazinul X și spun, aș putea să pun numele magazinului sau ați putea să mă cumpărați ca să nu pun numele magazinului. Și brusc apare o pagină de publicitate. Nu apare numele în clar al magazinului, Romașcanu merge în continuare și cumpără mâncare alterată, dă în toxi infecție alimentară, dar cui îi pasă că doar bani la buget de stat trebuie să meargă, da? Într-un fel sau altul. Ziarul, televiziunea, radioul respectiv încasează publicitate. Noi ne batem cap în cap cu ce spune Ilimescu. El spune... În cazul în care ar fi fost afectați alți copii, mi s-ar fi reproșat că am știut numele producătorului și l-am tăinuit. De aceea, sfatul meu este, când apare un articol în presa locală, că aici se face chestia asta, în presa locală, în mod special, suntem niște târșăloși, pentru că fiind presă cu dictare de sus, unde toți sunt prieteni între ei, e mai greu să spui că magazinul X vă vinde mâncare stricată. De ce? Pentru că patronul, deținătorul magazinului X, e prieten de pahar, de chefuri și de băute, sau chiar cu mătru de femei, da? Cu propriul tău șef. Și asta numai populația poate să o schimbe. Că dacă pe paginile de Facebook ale presei locale ar apărea, da, spuneți-mi care anume, că altfel sunteți vinovați moral,
că eu pot să mă duc mâine să cumpăr alimente de la magazinul despre care voi știți că vinde alimente expirate. Nu-mi spuneți care este, mă lăsați să cumpăr în continuare. Duc mâncarea acasă, dau un toc și infecție alimentară sau mor, sau moare cineva din familie, voi sunteți vinovați. Că știați care magazin este și nu m-ați informat, că presa nu mai informează, presa vinde. Nu m-ați informat. Cu alte cuvinte, sunteți inutili. Numai populația poate schimba chestia asta. E atât de simplu. Nu există încă legătură, dovada unei legături între bebelușii morți sau bolnavi din Argeș și brânza contaminată. Totuși, ministrul agriculturii a ieșit, a riscat, a distrus un brand românesc care ar putea sau nu ar putea să aibă legătură, ar putea sau ar putea să nu aibă legătură cu problema bebelușilor. Dar omul n-a riscat. N-a vrut să riște. A dat cu firma respectivă de pământ. Dacă se dovedește că firma nu are nicio legătură cu bebelușii, eu aș merge pe calea legală și anume aș da statul român în judecată pentru chestia asta. Ministrul ar înțelege cu siguranță și s-ar ajunge la o înțelegere. Firma la rândul ei ar trebui să facă în momentul ăsta ceea ce este moral de făcut, ce anume să retragă de pe piață tot ce înseamnă aliment produs și să colaboreze în totalitate. Dom'le, asta avem, asta facem pentru că nu vrem și alte cazuri. Și pe urmă ne descurcăm în instanță, nu e nicio problemă. Dacă se dovedește că firma nu are nicio legătură, se rezolvă în instanță. Da, mi-ai distrus brandul, ok. Va ieși ministrul agriculturii prin demisie, dar probabil în fața presei, unde va face declarația și va absolvi de orice bănuia, orice vină, firma respectivă. Greu să se ridice din nou brandul pentru că omului se fixează în creier că ăia îți vând alimente proaste, dar nu e imposibil să o ia de la, să o ia de la capăt. E urât ce se întâmplă, dar pe de altă parte apreciez tupeul pe care l-a avut ministrul care a spus am preferat să dau firma în clar cu riscul de a aduce mari prejudicii firmei respective, am preferat să o dau în clar, în așa fel încât să știți, măcar pe perioada anchetei este până să dovedește dacă e sau nu vinovată firma respectivă, să vă feriți de produsele alea. Și nu ca să distrugem firma, ci ca să prevenim alte îmbolnăviri. Dacă toată presa locală ar face treaba asta, tare bine ar fi. Apropo de asta, de ce mâncăm și de... Da, pentru că noi acum suntem toți cu ochii pe firma asta Brădet. Nu știu dacă în Roman se comercializează produse de la ei. Apicultorii români atrag atenția că de multe ori în borcanele cu miere din magazine este orice altceva, numai nu miere naturală. O miere sticloasă la care te poți uita prin ea ca într-o fereastră dă de bănuit că nu este o miere curată, ci este o miere contrafăcută, spune apicultorul Mihai Constantin. Ce înseamnă miere curată, frate? Aia pe care ți-o produce albina. Ai un apicultor lângă tine, da, de ce te-ai duce să cumperi la supermarket? Răspunsul este același ca și mai devreme, dă bani. 2,99 lei un borcan în supermarket. 10 lei un borcan la apicultor. Da, bineînțeles, dar cumperi miere adevărată. E clar, cumperi miere adevărată. Dar trebuie să ai și bani ca să o cumperi. Dacă n-ai 10 lei, te duci la 2,99 lei. Ce spune domnia sa Mihai Constantin, o demonstrează și unele dintre rezultatele analizelor de laborator. Cel mai des utilizați agenți de falsificare a mierii de albine sunt glucoza industrială, siropul de zahăr, amidonul și chiar cleiul. În forma sa naturală, mierea este bogată în minerale, vitamine, enzime, aminoacizi și carbohidrați. Băi, stuchit de albine, mă! Ce mâncăm noi acolo? Mierea de salcâm poate fi consumată chiar și de către diabetici. Pentru aceștia, adaosul de glucoză sau zahăr este extrem de periculos. Consumat în mod constant, poate duce la... Bine, vă zic acum ce e mierea de albine, da? Tot ministrul agriculturii, domnul Achim Irimescu, spune că nu poate lua măsuri radicale atâta timp cât este un produs comestibil, nu îl poți interzice. Dar trebuie avertizat consumatorul și facem un apel la ANPC să ne asigurăm că în momentul în care consumatorul cumpără un produs, știe și ce cumpără. Consumatorul nu știe niciodată ce cumpără. Vă zic eu, indiferent câte apeluri faceți la ANPC, consumatorul nu va ști niciodată ce cumpără.
De ce? Pentru că nu suntem chimiști. Câtă vreme pe borcan scrie că el conține C2O35B, da, mai spart, scrie pe el miere de albine, da, ei, am să mă iau după chestia pe care o pot citi. Da? Scrie în limba română ce scrie? Miere de albine, aia e. Specialiștii spun că e greu de făcut diferența între mierea naturală și cea cu adăugiri artificiale. Dacă o puteți degusta, mierea contrafăcută nu prezintă nicio aromă, poate fi separată în straturi și este limpede, fără pic de impurități, pe când mierea naturală are o aromă specifică și prezintă impurități naturale, polen, microparticule de ceară și uneori propolis. Evident că se pune întrebarea logic, nu? Băi, dar câte produse din magazin știm ce sunt? Nu, poate am pus întrebarea rău. Ce Dumnezeu a mai primit iarăși? What? Ce am primit aici? Hai, frate, bă, ce greu să mișcă ăsta. Mergi într-un magazin alimentar și te uiți, șuncă presată. Să mori tu că știi ce e aia șuncă presată. Știi cum trebuie să miroase? Știi cum trebuie să arate? Nu, te iei după etichetă, bă, și scrie șuncă presată. Da, mai frate, eu nu-s măcelar. N-am de unde să știu ce e aia. Cârnați afumați, bă, și te bucuri, vânătorești. Te bucuri, ia uite, frate. Cât costă? Ieftin, bun. 3 lei sau cât costă, nu știu. Da, dau și eu un preț. Dar știi ce e înăuntru? N-ai cea mică idee. Că nu ești chimist, nu dai acasă laborator să iei centimetru de cărnaț acasă mai întâi și să-i faci analiza. Îl iei pe încrederea că așa scrie pe etichetă. Da? Și-s convins că nici vânzătorii nu știu ce vând. Producătorii știu ce produc. Știți poveștile? Da, nu știu ce, n-ai idee ce e în carnea de mici, în pasta de mici. Da, n-ai idee. Bă, poate să fie orice am, e unat, alătrat. Da, n-ai idee. Dita discuția ieri pe Facebook și acum am să încerc să vă dau și sursa ca să nu intru eu în probleme. Facebook. Dacă reușesc, nu vreau să aduc atingere de imagine unei industrii mondiale, la nivel mondial, dar KFC-ul ăsta puneau ieri am văzut și eu imagini, toxinfecție alimentară, niște blânde, o erupție pe corp după ce 4 sau 5 persoane au mâncat nu știu ce hamburgeri, niște aripioare, dracu, știu ce au mâncat ei picante. Din 5, 4 au mâncat, unul n-a mâncat, unul a luat o salată, dacă am înțeles bine. Ăia 4 au dat dracu în ei. Vomă, stări de greață, evident, amețeală, erupțiile alea pe piele, la. Pun oamenii pe Facebook cu fotografii KFC, mulțumim frumos pentru asemenea dar. Cel care n-a mâncat e bine, ok. Toți cei care au mâncat, foarte picant, ci că așa se face, carnea expiră, e mai ușor să-i mai pui niște mirodenii și te-ai scos. Bineînțeles că vine răspunsul KFC-ului. Noi am făcut... Vă mulțumim pentru, da, formulări de alea. Nu spun că-s vinovați oamenii, n-am, e posibil să fie o reacție la un sos. Nu mă pricep. Am făcut expertizări și așa mai departe și totul este ok. Nici o firmă nu o să spună că alimentele mele sunt proaste. Nici un apicultor nu o să spună, băi, mâncați mierea mea, dar să știți că e sintetică. Da? Nici un producător de cârnați nu va spune, frate, mâncați cu drag cârnați, parțial e iepure înăuntru sau vițel. Parțial e vițel, restul e chestii. Da? Nu va spune niciun producător să-și dea singur cu Tesla în cap, cu ciocanul, în rotulă. Nu? Hai să fim serioși. Ce știm ce cumpărăm, n-avem nici mai mică idee. Nici măcar de la piață. N-ai idee. Poate de la piață, da. Ați aflat până acum de politica menstruației? Poate nu vă interesează, dar vă zic oricum. O companie britanică intenționează să introducă politica menstruației în regulamentul de ordine interioară. Mai exact, compania le va oferi femeilor suferinde zile libere plătite pe perioada ciclului.
Compania asta, articolul e lunguț, da? Compania asta a decis să le dea mini-concediu directorul companiei Coexist, Bex Baxter, care are în subordine 31 de angajați, printre care 7 bărbați, vrea ca prin nou regulament al companiei sale să schimbe paradigma problemelor femeiești și stigmatizarea acestora locul de muncă din cauza acestui eveniment fiziologic. Am văzut multe femei la locul de muncă, chircințe de durere, băi, clar, nu mă pricep, dar din ce am vorbit cu fostele, da, nu e plăcut. Nu e plăcut. Și vor să se facă un mini concediu, vor să facă un mini concediu menstrual. Știi, da, aveți o opinie legată de chestia asta, că eu aș avea, dar nu vreau să fiu din ăla. Dacă cineva are dureri de orice fel, persoana este încurajată să meargă acasă, dar noi ne-am dorit instituirea unui regulament care să le permită femeilor să-și acorde timp pentru ciclul biologic al organismului, fără ca acest lucru să fie etichetat drept boală, a spus Bex Baxter potrivit publicației Daily Mail. Compania britanică angajează preponderent femei și își dorește să le recunoască acestora durerea lunară pe care o experimentează în speranța sporirii productivității la locul de muncă. Există o preconcepție potrivit cărei acordarea de zile libere face ca afacerea să devină neproductivă. De fapt, este vorba de sincronizarea muncii cu organismul, spune Baxter, care vrea să elimine jena și tabuul legate de durerile menstruale ale femeilor care lucrează. În Japonia există o lege în acest sens încă din anul 1947. În alte câteva țări din lume, Indonezia, Taiwan, Coreea de Sud, s-a adoptat deja această inițiativă. Și în provincia chineză, Anhui, oamenii au fost de acord să le ofere femeilor zile libere plătite pe durata ciclului, cu condiția ca acestea să obțină o advertență medicală. Ce ziceți? Se întâmplă. Luna nu e noutate. Știm cu toții. Noi, ca bărbați, mai puțin pricepem ce se întâmplă acolo. Adică, bine, știm ce se întâmplă, că am citit măcar o dată despre asta. Dar ce se întâmplă acolo, n-are noi de unde să știm. Că nu e o problemă care să ne privească. E ca și cum te duce dimineața la prietenă, iubită, soție, să-i spui, frate, nu mai pot dimineața că mă trezesc. Da? Se întâmplă, e normal. Da? Se întâmplă. Îți curge nasul. Îl sufle. Partea aia altă nu poți. Ar fi ciudat să sufli. Ce faci? Suflu, dar nu prea iese. De aici până la mini-concediu, bine, e mult zis mini-concediu, da? Trebuie să vii cu adeverință. Cum o să fie adeverință roz? Roz? Sunt femeie? Era doar ca știre. Se sizați că astăzi nu prea intră cu comentarii, nu prea v-am explicat de la bun început de ce. Super obosit. Știu că nu-i problema voastră și că eu ar trebui, de fapt, să fiu vesel tot timpul, dar câteodată nu pot. Câteodată nu pot. Designerul Suzan și cu asta închei. Suzan McCleary uimește lumea modei și aruce un plus de inovație universului bijuteriilor prin incredibile accesorii realizate din plante vii. Cu alte cuvinte, Suzan McCleary dă viață bijuteriilor prin materialele pe care le folosește în conceperea lor. Este vorba despre plante culese cu atenție din propria seră pentru a realiza accesorii de tot felul, de la coliere, la inele și brățări. Bijuteriile bio, literalmente, cresc pe tine. Piesele colecției Passion Flower pot fi purtate între 2 și 4 săptămâni înainte ca plantele să înceapă să crească prea mult, curgând din baza lor de metal. Când acest lucru se întâmplă, poți să zici, da, iubito! Da, iubi, bă, tu știi că eu am început să te urăsc de ceva vreme. Îmi place colierul pe care l-ai la gât, ăla de iarbă. Ia întinde-te tu puțin să trec eu cu mașina de tuns. Să-i dăm o formă. Tinde gâtul mai mult. Aloha Akbar. Și gata. Ștergeți faza cu Aloha Akbar. Da, aia a fost așa deodată. Frumoasă brățară ai. Din ce? Din curul găinii, bre. Da? Et așa. Că așa se cheie o plantă popular, nu-i vina mea. Interesantă ideea, să ai un lănțișor prin care să se încolotăcească liane care la un moment dat peste noapte să spună să te strângă de gât. Da? Vai ce... Îmi place centura pe care nu-i cam jos? Ba da, e cam joasă, mi-acoperă partea intimă. De ce? Că e din plante carnivore, succes. Zi-n-o tu cu musculița,
și încearcă să faci o treabă, să vezi planta mea carnivoră, da? Din plante vii, nu ornamente, bijuterii din plante vii. O, dar ce cercei frumoși, ca mărișori, ce sunt? Stupuri de albine. Da? Nu sunt plante vii, sunt banane. Niște nuci de cocos. Se face și pentru bărbați? Doamne, mi-am luat o pereche de chiloți, da, lingerie intimă din plante vii. Bă, mi-am luat o pereche de chiloți foarte fain. De ce? Mă face să arăt așa, mai bărbat. De ce? Am nuci de cocos în ei. Când merg, fac tânc, 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 da? Bijuterii din plante vii. Mișto ideea. Îmi place ca, băi, da, e noutate, e inovație. Bijuterii din plante vii. Ia gândiți-vă, ce ar putea să fie? Cu ce ați putea să... Un inel din ce? Pe care să-l legi de ureche printr-un vrej de fasole. Adică mergi cu iubita pe stradă și la un moment dat să-i spui: ha, ia oprește puțin, ce, ai văzut ceva interesant la magazin? Nu, nu, dar s-a copt roșia. Ia oprește-te. Clic! Și iei femeii roșia de la gât. Mi-au zis aminte de aia care merge la televizor cu o găină pe cap, la noi, româncă, cum o cheamă? Creatoare de modă. Da? Nu creatoare, că ea e creatoare, da? Modă. Aia care merge cu găina pe cap. Și au un curcan, ce dracu a avut ea în cap și toată lumea a zis: what the fuck, ce fain e, frate, inovație, da? Modă. Doamne și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îmi pare rău că astăzi n-am reușit să fiu mai în apele mele. Sper să fie mai bine mâine la altă ediție, 24 de titluri. Ce e azi, joi? Miercuri, habar n-am. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!